vreau să vă mulțumesc din suflet tuturor, să vă doresc și vouă multă, multă sănătate, să fiți demni de viață și Domnul să dea o pace pe pământ, să trăim, să ne întâlnim și în viitor și puteri să ne dea Dumnezeu și mie și taică-tău până la doi bătrâneți. Și mulțumesc din suflet tuturor care sunt prezenți cu noi. Mă scuzați că-mi mulțumesc. Mulțumim frumos! Mie Domnul că da. Să fiți sănătoși și la mulți ani. Mi pare rău că nu sunteți toți alături cu noi la așa vârstă frumoasă, dar așa e viața. Nu, așa cât pot, cum să te amintea, dar să te aude și când îți Hai să știți cum e acolo. Și cum e acolo? 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 Doresc pași bravo! 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 Tu spui când eu trăsiu serios? Da, tu de-am trăsiu serios. Da? Da. Sau cum eu, cam prima bancă stau ca la grădiniță. Hai. E, bună ziua, dragilor și domnilor și doamnilor. Uite că am ajuns în satul Boghiceni, reună Hâncești, acum vă răsiu acum serios. E, familia Golban, domnul Gheorghe Golban, până sarea 70 de ani, țin bate vântul, nu știu dacă s-a auzit. Are un mic cadou din partea cu credeți, din partea copilașilor, din partea nepoțelor care se află la mii de kilometri distanță. Și drept și din fericire un copilaș asară a ajuns de la Italia, frățorul, și împreună cu cei care sunt plecați prin lumea mare, împreună cu voi care ne vedeți pe micile ecrane, o să le facem niște momente mai fericite, dragilor și copilor noștri, părinți. Eu sper că voi ne auziți bine și o să cântăm o cășură dedicație la mulți ani împreună cu voi. Și cum a spus ficulița, micșor, nu te-am ales pe tine, de dacă ești cel mai simplu. Și cum ne spuneți, nu suntem cei mai buni, dar suntem pe locul întâi. Adi, tati! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Domnul Gheorghe! Eu! Așa! Domnul Gheorghe, dați-mi noi încolo, în fund, nu vă fi noi dumneavoastră. Stați acolo, pe loc! Nu e cu dumneavoastră un contact serios acolo de scălit. Așa! Poate Jora! Am înțeles că faci tu o vârstă frumoasă astăzi, 30 de ani împlinesc. 70. Nu 30. Nu, mai trebuie până la sus. Cineva a spus că împlinesc 30 de ani. Mai trebuie încă 30 până la sus. Așa, domnul Gheorghe, cu 70 de ani, o vârstă foarte, foarte frumoasă, aveți un mic cadou din partea cui credeți că poți fi? Cine s-a gândit la așa o șmecherie? Copii. Eu cred că numai la oameni buni. La oameni buni. Care sunt oamenii cei mai buni? Cei mai buni? Și care sunt prietenii ei care mă înconjoară. Așa, așa încă? Dar și mie, cei mai buni care vă iubesc foarte, foarte mult, care sunt? Soțiunea. Și încă? Copiii. Așa, dragi tătii, într-adevăr, din partea copilașilor, din partea nepoțelor, acum ne văd și ne aud doar pe micile ecrane, cei care sunt plecați prin lume mare. Ei vin cu mii și mii de scuze, dragi tătii, că n-au putut să vină și alături de dumneavoastră, să vă dăi un berțișare calde, să vă spun un sincer mulțumesc pentru educația pe care le-ați dat-o. Că poartă cei șapte de acasă datorită cui? Datorită dumneavoastră, dragilor părinți. În momentele grele care le-ați trecut în viața asta, ei vin cu mii și mii de mulțumiri și vă doresc încă un la mulți ani. La mulți ani din suflet. Și vă dorim și noi 30 de ani împreună să fiți și depășați chiar și 100 de ani, cum a spus dumneavoastră. Așa, tot așa să văd la 30 de ani în capul mesei cu strănepoții și cu strănepoții rătrea. Meritați toate aplauzele din partea copilașilor, din partea nepoțelor pentru cel mai scump tătic. Ia aplauze, dragii mei, aplauze toți împreună. Asta pentru dumneavoastră. 100 de ani șer de la unul că dore, doamna. Mămicuța, mămicuța. Mulți ani sunt. Da, cu acușa cu și cântăm. O șampanie pentru noi din partea copilașilor. Și pentru mămica, mămica. Mămicuța, asta pentru dumneavoastră, pentru cea mai scumpă mămică din lume, din partea la copilaș, la nepoțel. Și pentru mămică încă o aplauză, ia toată lumea, toată lumea. Mulțumim.
crezi. Scriu un cântec și mă-ntorc acasă. N-aș vrea să-mi fie drumul truinit, n-aș vrea să ajung în toamne friguroase. Nici când voi fi la temple cărunțit, mai scriu un cântec tot cu dor de mame. Din dorul inimii cade urmele, atâtea lacrimi strânse în frame. E timpul să-i mai duc și zâmbete. Și nimeni, mamă, nu mi-a spus atunci de acasă când ne-am dus, că-i înapoi e mult mai greu de ajuns. Noi am găsit ce-am căutat, am împlinit ce-am visat, dar tată chipul tău nu l-am uitat. Mai scriu un vers în cartea vieții mele, și-apoi la rădăcine-mi să revin, să-i spun lui tată clipele acele, ce zi de zile adun într-un destin. Acolo lângă pragul casei noastre începe drumul vieții, drum cu flori. De acolo am pornit spre zări albastre și acum n-avem timp să vin de sărbători. Și nimeni, mamă, nu mi-a spus atunci de acasă când m-am dus, că înapoi e mult mai greu de ajuns. Noi am găsit ce-am căutat, am împlinit ce-am visat, dar, tată, chipul tău niciodată nu l-am uitat. Ia, domnul Gheorghe, ați văzut viață. Viață, viață, flore scumpă, dragă mie, ești de tare scurte, scurtă ești și trecătoare, dar și rău în inimă mă doare. Viață, viață, floare scumpă, păi, dragă mie, ești de tare scurte, păi, scurtă ești și trecătoare, dar și rău în inimă mă doare. Mai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrâni, dacă n-am îmbătrâni, mă, hai vreună! La 70 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, mai. Vai, Doamne, că bine ar fi dacă n-am îmbătrânim, dacă n-am îmbătrânim, mai. La 30 să ne oprim, să nu mai îmbătrânim, să nu mai îmbătrânim, mai. Am visat frumos azi noapte, că eram tineri de ani, n-avem nicio grijă în spate și nici atreția coșmani. Dar cocoșei dimineața au cântat și m-au trezit, Doamne, cum mi-a trecut viața și m-am îmbătrânit. Ce-am făcut cu viața mea n-am știut să o prețuiesc. Sunt-ai, Doamne, te-aș ruga încă o viață să trăiesc. Dar tine, Doamne, ce mai face? Am ști ce am de făcut, i-aș da inimii ce-i place tot ce n-a avut. Nu am trăit cu plăcere, bani pe bani mereu am pus, de muncă să fac avere, tinerețea mea s-a dus. N-am fost la nicio beție cu prietenii din sat, ca să ajung la bogăție, mult mai răbdat. Azi ești bea și n-am cu cine, cu toții m-au părăsit. Lumea zice despre mine, de seama că sunt zgârcit. Banul cu ce mă încălzește, cu banii n-am ce să fac. Când lumea te ocolește, te simți tot sărat. Ce-am făcut cu viața mea, n-am știut să o prețuiesc. Sunt-ai, Doamne, te-și ruga, ai cu viață să trăiesc. Dar tine, Doamne,
ne mai face aști ce am e făcut. Ești de inimi ce-i place tot ce ești niciodată în viață. Eu sunt departe și mi-i dor, tata, dar nu mă plâng de soarte. Îl fac ce pot pentru cei dragi, rămași pe-un colț de carte. Am învățat să mă descurc și aici sunt printre oameni. Am și haine și un lăcaș și nu-mi lipsesc nici banii. M-am învățat să mă descurc, mamă, și aici sunt printre oameni. Am și haine și un lăcaș și nu-mi lipsesc nici banii. Dar eu mai cred, că mai cred, hai toată lumea împreună, speranța nu mă lasă. Știm că odată într-o zi vom reveni acasă și că va fi un cer senin și drumurile bune. Părinții mei, bun venit, în suflet îi vor spune. Iar frații mei, bun venit, sufletul îmi vor spune. Eu sper că voi nu v-ați uitat nici timpurile grele. Pe veci nu m-au înstrăinat de neamurile mele și mă gândesc cu dor și drag acolo pe steape. Mai e un loc pentru-un privac de partele aproape. Dar eu mai cred, încă mai cred, speranța nu mă lasă. Știm că odată într-o zi vom reveni acasă și că va fi un cer senin și drumurile bune. Părinții mei, bun venit,